Prefectul de Gorj, Liviu Andrei, s-a întâlnit pentru a treia oară cu directorii de spitale și primarii pentru a afla unii de la alții cu ce probleme se mai confruntă sistemul medical. Șocant, unul dintre directori s-a plâns că tratamentul bolnavilor aflați în ultimă fază și care nu mai pot fi salvați costă înfiorător de mult. Dacă ar exista o lege a eutanasiei, paturile ar fi eliberate mai devreme și costurile ar fi mai mici. Noi avem foarte mulți pacienți care se blochează astfel paturile. Depinde de acele trei aparate de ventilație pe care le-am blocate, sunt blocate cu pacienți astfel de stări, care nici nu... Deci sunt o hemoragie cerebrală masivă care nu se poate rezolva. Practic omul ăla creier nu mai are, dar inima continuă să bată și îl țin de două săptămâni pe aparat de ventilație. Sunt niște costuri înfiorătoare pentru spital. Am niște costuri fenomenale. Practic, dacă îmi vedea un caz care, mă rog, putea fi salvat, eu trebuie să te conectez pe unul dintre ăștia de la aparat. Dar asta înseamnă, nu este legislația. Există legislație. Eutanasie, știți? Nu. Există legislație. Poate te conectez la aparat? Nu cred. Afirmația Cristinei Căliman a fost făcută în contextul în care prefectul de Gorj le reproșa directorilor de spital numărul prea mare de internări, unele nejustificate. Se întâmplă treaba aia pe care o discutam noi. Știți foarte mulți medici care fac pe zi câte 20 de internări, dar de fapt stă acasă, oamenii nu. Se fac pe oi frumoși, pe discuții, că vrea să mai ia și el un concediu medical. Directorul spitalului din Târgu Cărbunești este de părere că medicii nu ar mai face internări aiurea dacă ar fi bine verificați, dar și dacă ar fi plătiți corespunzător. Personalul medical și în special medicii să fie plătiți și după cât fac și ce fac. Ar fi o chestie extraordinară. Pentru că, așa cum spuneați, eu n-aș mai face astăzi 20 de internări, doctorul Bușu 4, alaltul 4. Acele 20 de internări ar fi luate și purecate, să vedem dacă sunt într-adevăr internări făcute care să merită. Directorul Casei de Asigurări de Sănătate Gorj, Gheorghe Cocină, știe mai multe atât despre eutanasie, cât și despre internările fictive, dar le-a împărtășit medicilor după ce presa a părăsit sala. Mergem la un spital, la o clinică, la București, pentru că nu te internează nici. Normal. Nici nu. Deci vii peste 200, programează. Aici, ca să... După ce pleacă, vezi și...